dragii mei, mă bucur să vă revăd iarăși, să pot să fiu de folos și astăzi celor care iubesc grădinăritul și florile. În principal lor mă adresez în această săptămână, școala altfel, și celor care nu iubesc poate devin cu timpul iubitori. Deci până acum am arătat cum putem să înmulțim o floare, să o plantăm și să o creștem mare, să ne bucure. De data asta vreau să vă arăt cum putem să facem un aranjament floral cu flori pur și simplu luate din grădină. Pentru că e sezonul primăverii, eu mi-am adunat din grădină margarete, albăstrele, iriș, am un liliac alb pe care să vedem dacă îl folosim. Da? Și niște floricele din pădure, nu știu cum se numesc. Și putem folosi și flori uscate de la vechi aranjamente. Ca să putem face mii de feluri un aranjament floral, însă putem să folosim ceea ce a apărut și mai nou. Fie o cutie ca și suport, da? De diferite forme, mărimi, culori, da? În care bineînțeles că putem să punem, trebuie să punem un burete special care se cumpără din comerț, da? Și pe care cred că toată lumea l-a văzut într-un aranjament pe care l-a cumpărat vreodată, și îl potrivim în cutie și după aceea urmăm următorii pași. Eu voi folosi un cotuleț pe care l-am primit acum ceva luni de zile și în care voi băga buretele care inițial trebuie introdus în apă și ținut câteva secunde în apă și pe o parte și pe alta pentru a absoarbe suficientă apă, astfel încât florile să reziste câteva zile. Pentru că nu avem cum să mai schimbăm apa ca în vază, ci putem din când în când, la două zile, să mai turnăm puțină apă printre flori, eventual. Deoarece acest burete va fi umed și va deteriora foarte ușor coșulețul, îl punem într-un suport de plastic sau de celofan, așa cum este la mine, și îl introducem în coșuleț. Bineînțeles că eu inițial am potrivit acest burete, n-am vrut să fie nou, am vrut să vă arăt că se poate refolosi, după cum vedeți are foarte multe găuri deja, și în care punem noile flori. Ne gândim, întotdeauna ne gândim cum asortăm, da? Putem să, dacă avem imaginație suficientă, putem să combinăm florile în așa fel încât să vină frumos în aranjament, dacă nu la început așa cum ne pricepem. Nu trebuie să ne facem mari probleme, pur și simplu trebuie să pornim la treabă. Inițial trebuie să pornim cu florile mai înalte, așa voi începe eu cu acești iriși. Vreau să spun că florile când le tăiem din grădină, oricum trebuie să le tăiem cu cozile puțin mai mari, și după aceea le potrivim în funcție de cum trebuie să arate în aranjament. După cum vedeți, acest iris e puțin cam mare și atunci o să mai tai din el ca să iau din înălțime. Bucuria este că am deja niște găuri și le pot folosi, sau dacă floarea este foarte plăpândă, trebuie să dau eu găuri fie cu o scobitoare, fie cu o bucată de lemn folosită la figărui. Deci mergem mai departe cu florile mai înalte și eu merg tot pe iriș. Da? Le fixăm. Aș vrea ca floarea înflorită să se vadă mai bine și atunci o să o pun puțin în față. Da? Nu arată bine și atunci o mai retușez puțin. Mai păstrez și frunzulița ca să dea bine. Dacă vedeți, deja am o gârgăriță aici atașată. Încerc să
folosesc și liliacul, s-ar putea să am nevoie și de frunze. Cred că e puțin cam mare. Îl mai retușesc pe el și încerc să îl adaug. Iar acum, pentru că va trebui să adaug margaretele, trebuie să le tai puțin mai micuțe și le adăugăm pe rând. Nu știu cum va ieși în final, trebuie multă răbdare, trebuie timp. Eu încerc să mă grăbesc puțin să nu avem prea lung videoclipul. Da? Vreau să vă dau ideea ca voi să porniți și în așa ceva, acasă la voi, dacă o să vă placă. Deja mi-a ieșit iris să-l bag mai bine. Asta s-a întâmplat pentru că l-am introdus într-o gaură deja existentă prea mare. Încerc să dau diferite mărimi florilor, înălțim și atunci mă folosesc puțin. Oblic. Da? Încercăm și ultima. Așa. Încercăm, dăm găuri. Dacă vedeți, avem deja un învățăcel aici, care vrea și el să știe mai multe, deși este un necuvântător. Și acum începem cu florile și mai mici și încercăm să le atașăm astfel încât ele să se intercaleze frumos dintre celelalte. Deci dăm găuri cât mai multe, da? Aș vrea să le fac mai mici. Ca orice copil care vrea să fie băgat în seamă, vrea și acest mic sufletel numit Lucky să fie băgat în seamă. Deci trebuie să facem găurile puțin mai mari, da? V-am spus, este puțin de durată și de răbdare, astfel încât să iasă ceva frumos și să facă plăcere, să ne facă plăcere cât îl ținem în casă sau dacă îl dăruim cuiva, să aducă bucurie. Mai avem câțiva iriși, să-i folosim și pe aceștia. Da, încercăm să-i punem oblic. Da? Pentru că au tijele destul de viguroase, putem să băgăm direct, fără să dăm găuri, dar ținem aproape. Așa. Și putem să folosim, cum am găsit eu în pădure astăzi și știu că se folosesc la aranjamentele florale, țipirig. Da? Deci găsiți în pădure. Dacă o să căutați și crește în zonele voastre sau de la, dacă vă rămân de la buchetele anterioare și e proaspăt. Și eu aș vrea să folosesc și niște trei tije uscate de orz sau puteți folosi de grâu, da? De la vechi aranjamente le-am ținut și le-am folosit. Și iată, dragii mei, că am încercat așa foarte, foarte rapid să dăm o formă acestui aranjament. E aici o floricică care trebuie micșorată și
Nu uitați că trebuie să-l mai udați la 2 zile. V-am spus inițial, trebuie să muiați foarte bine buretele în apă ca să aibă suficientă umiditate și să ne bucurăm de ce am obținut. Eu aștept provocările voastre să încercați în orice fel de suport să-l fățuiți, să-l pictați, să-l decorați, să-l aranjați și în care să puneți flori, să reușiți să faceți un aranjament. Chiar dacă școala altfel se încheie astăzi, eu aștept în continuare munca voastră, provocările voastre și până acum sunt foarte mândră de cei care au încercat ideile pe care vi le-am propus tuturor. Să aveți un weekend plăcut, să fim sănătoși, să iubim frumosul, să ne iubim între noi și Dumnezeu să ne ocrotească. V-am lăsat o zi frumoasă, o după amiază frumoasă.